nu mai țin minte pe Moldeaua. Ce este iadul aici? Ce se pare eu? Ha? Arată bine. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Fraților, azi va fi o zi cu totul și cu totul special, după cum am obișnuit ca de fiecare dată. O să trebuiască să mergem să cumpărăm mașină. Nu? Să cumpărăm o dubă de adevăsului, de Iași. Dubă de Iași. Da, bă, fraților, o să întrebuiască o dubă și mă tot uit de ceva vreme. Nu v-am zis, dar trebuia să împărtășesc cu voi chestia asta, pentru că o să trebuiască să mergem, să călătorim împreună, să vedem ce are, ce nu are mașina. O să mergem să ne dăm cu ea, o să facem circulețe, o să facem acolade, o să facem de toate. Bă, să iei ghibăghiță, să iei de aia cu frigider, să bag și o bere la pește. Fiecare cu ce-l doare aici, ați văzut? Luci, tu ce vrei să ai, bă? Tocul, da, lăsa. Fraților, ne ducem să vedem 3 sau 4? 4 dube. Sunt două dintre ele sunt în București și două dintre ele sunt în Covazna, Târgu Secuiesc, zona aia acolo. Să nu exact la unguri acolo, pentru cine nu știe, nu? La Chiurtoș. Așa că hai să mergem. Și suntem gata de drum. Ordelea și închide ușa. Luci și pregătit. O dai seam. Bă, trebuie să spălăm mașina un pic, că ce e băiat. Da, mă, trebuie să spălăm mașina. E ca dreacul este. Mamă, ce întuneric este. Noi ne trezim cu noaptea ca fraților. Dar na, asta este. Ordelea și pregătit? Da. Tot timpul am fost pregătit. Și de data asta? Da. Mai lipsește mâna pe ușa. De-aia blondă sau brunetă? Brunetă. Ai și tu nevoie mare. Uite, bă, că ne trezim cu noaptea în cap. Ne trezim cu noaptea în cap să plecăm la... La... Ia uite-l, bă! Na! Fetița! Ardiles! Moș Peleus! Lui Mordeau trebuie să zicem Moș Peleus, ui? Nu, mă? Stai că mă și un col. Ce vrei, mă? Hai, mă, lasă că nu ții, mă, ții după drum, hai. Păi, dar n-avem drum. Uite-te și tu ce e pe mașina aia acolo. Ia uite la fugiu. La fugiu. Bă, m-a terminat cu niște țigări. Bagă ca șarpele. Bă, dar bagă-l în drum. Bagă, mă, mă. I-a fumat țigările lui Tony pe toate. Bă, fraților, ziceam să spălăm mașina asta. Ați văzut ieri când am... Acum, de fapt, acum câteva zile când am fost în Oltenia. Uitați-vă și voi ce e pe mașina asta. E ca dracu este. Ia uite. Da, cred că cel mai probabil... E pe spate aici, vă spune. Nici nu se mai vede numărul la mașină. Uite, e neagră, săraca. Da, ce vrei acum? Mamă, bă, băiatule, ce e pe ea. Cred că niciodată n-a fost așa. Ai văzut vreodată așa? Așa, de gos, n-am văzut. Dar atunci prin ce nămoare intrava acolo? Da, băi, dăm un jet și o întindem direct să vedem mașina. Hai. Ne-am pus la drum. Trebuie neapărat să trecem să spălăm mașina asta. Ia uite și tu, până și pe geamuri pe aici este. Deci în viața ei de când e mașina asta la mine, n-a fost mai jegoasă ca acum. Voi să sperăm că vom găsi ce trebuie. Vedem 4 mașini, 2 în București și 1, 2, 3, 4 și 2 în Covasna. 2 plus 2. Femeile le-ai pus? Bă, lasă-mă prostire, bă, numai la femei te gândești, numai avem de treabă, avem de astea, dacă o să ne apucăm de casa aia acolo la țară și asta, uite, o să ne trebuiască dubă aia. Bine, noi nu o luăm neapărat pentru casa de acolo de la țară, o luăm pentru că îmi trebuie să-mi fac treaba cu ea, o să trebuiască să mergem și la colantat cu ea, adică o să scriu frumos, mare, așa, Ionuț Ghiță, YouTube, o să o colantăm, o să o aranjăm cum trebuie. O facem chiar zilele următoare. Băi, ce nu suport eu traficul ăsta din București, băi, frate, băi. Ia uite și tu ce e pe aici. Așa că ne vedem la spălătorie.
fraților. Am ajuns să vedem primatul, bun? Asta e bine. Lucia a mai văzut-o, ieri mai n-am văzut-o. Dar să așteptăm să vină și, și domnul de aici cu mașina. Acum să vedem interior, exterior, să vedem cum arată, pentru că o să încercăm să ne mișcăm foarte repede astăzi, pentru că n-avem una și avem vreo 4 de văzut. Așa că să-i dăm bici. Lucie, sunt tu să vorbesc cu el? Da. Așa, fraților, că revenim și vă arătăm din interior și din exterior. Eu nu am văzut. Eu vreau să iau. Este 2008, da? Da. Modelul? Da. Mamă, ce-am făcut pe mine, uite, știu de la... Deschizi și în spate? O să-mi deschizi și în spate, nu? Este deschisă. Este deschisă, nu știu. Cum ți se pare? Luci. Stai de mult, arată bine, a? Ia, vreau să deschid. Asta dormi în ea, mă, ce dracu, nu? Mordele, ce așa ziceai tu că vrei să dormi în dubă? Ia zi, e bună de pește asta? Asta e bună de pește, da. Arată bine. Se aude bine. Da, îmi place. O să mergem să vedem mai iata, nu? Da. Nu înțeleg. Avem factură, tot ce s-a schimbat la ea. Am de aia și kitul de distribuție. Foi alt, anvelope, s-a investit vreo 1500 de euro. Deci nu e o prezătură ca să fie pe ei. Deci o mașină funcțională care îți pute la treabă, nu faci bani în ea. Ideea e că o să vreau să vă mai mult. Deci de seara îți dau un rost. Cum vi se pare, mă? Cum ți se pare? Mie mi se pare că arată... arată bine rău. E bună rău. A? E bună rău. Hai să mergem să vedem pe rostul de la... din băneasa de aici. Tași, mă, din gură, mă, că ne-ai copyright-ul. Ți l-am trimis pe ăsta din băneasa, nu? Uh-huh. Apel, hai să-l sunăm. Alo? Acum auzi? Da, vă spune de rău. Vreau să vin să văd după aia, am vorbit mai de dimineață cu tine. Da, la ce ora a venit? Aș putea ajunge în 10-15 minute, că sunt prin zonă, prin Băneasa, pe aici. Ah, ok atunci. Poți să-mi trimiți, te rog... locație. Trimite-mi, te rog, pe numărul ăsta locația și vin... Trimite o locație, sigur. Perfect, mulțumesc mult de tot. Bine, salut. Salut. Mergem să vedem pasta din Băneasa. După ce o vedem pasta... plecăm direct Covazna, Târgu Secuiesc. Chiortoș! Chiortoș Cova! Cum? Cova! Deci, hai, ne vedem acolo, nu? Ne vedem, mergem direct în Băneasa acum. Mergem în Băneasa și după care din Băneasa plecăm direct. Bă, da, arată bine asta, om. Dar aia din Covazna, că m-a apucat să povestesc aici, este din 2013. Înțelegi? 2013. E un an mai bun, nu? De fapt. E un an mai bun, asta e 2000, e diferență 5 ani. Sunt 5 ani mai buni. Și uite asta cum arată din 2013, asta e să-ți arăt. 2013! Ia să vezi mordelenii aici, uite cum arată asta. Ia uite. Arată bine asta. Mie mi se pare că arată chiar mai bine decât asta. Da. Vedem acum, că nu o vedem. Vedem acum. Nu? Ia uite ce mișto păi, este. Da, e mișto acolo. Păi hai, ce mai stăm? Hai să ne punem la drum și revenim de acolo, nu? Mergem în Băneasa. Bun. Mergem în Băneasa. Hai, ne vedem acolo.
Bă, fraților, am cam ajuns, dar să vedem pe unde parchez, cred că asta este Duba. Uite, hai să parcăm aici, aici, nu? Perfect. Ordeală, să stai pe poziție aici, să vedem dacă e ceva de aia acum. Hai să mergem. Asta este, nu? Da. Nu știu, dar vreau să o dau, uite, eu cara astea pe ele, vezi? Asta are 4,5 metri. Uite ăsta trepiedul ăsta, vezi? Și eu până la altă m-am folosit de aia și acum dacă tot e o perioadă mai, îți vreau să mă o sprinte de la XXT, de la 4,7 metri. Să nu închid pe astea, sunt cunoși. Am înțeles, eu vreau să mă apuc de o cabană, știi, și asta mașina e de, e ok, sunt proprietar, eu pe ea, nu e altul, nu e văr, nu e unchiul, nu e... Uite, e ca arată, și spunește că e un punct de știință, vezi? Nu este o sărită, asta ne-am urmărit că ăsta i-a făcut ITP-ul. I-a făcut ITP-ul, de aici. Da, i-a făcut. Știi că i-a făcut cauciucul de ea, și... ITP-ul i-a făcut ok. Asta ce an era? Nu mai știu. 2007. Am urmat pe la prins de bec, că da, sunt scopul pe spate. E un de pe bec. Ușile în spate, să nu plece așa. Arată așa. Vrei să dăm o tură? Vrei să dăm o tură? Mhm. Hai, vrei să dăm o tură? Hai. Da, mai mers cu Duba, dar nici nu mai țin minte, mordeau. Da, vezi că ia pile aici. Dacă e ceva. Hai, bănuiesc că nu se întâmplă nimic, nu. Dacă vrea că mers eu cu tine. Hai că nu e problemă, că oricum mă duc până aici, dau o tură. Du-te, vezi că e bariera acolo, du-te, alu-ntoarciu. Am înțeles. Cum ți se pare? Ha? Se pare ok. Arată bine. Eu. Mamă, eu la Dubă. La Dubă. Dă-i drumul la ștergătoare, ghiță. Nu e brautul. Ah. O, ce ciudat mi se pare, zici că sunt cu
camionul să mă bată mama. Bă, unde să oprez mă ștergătoarele astea? Bă, ce urât mi se pare, bă. Dar nu se dezaburește, mă, parbrizul ăsta? Dar dacă a început. Dă-i pe dezaburire. Nu a început, dacă a început. Băgăm lemne în sobă. Ia mă, să-i dăm un pic talpă să vedem ce. Merge bine, uite și interiorul și tot. Și arată într-un fel. Arată într-un fel. Fraților, dacă nu m-ați văzut vreodată conducând dubă, a venit momentul. Ia uite. Că ce pariază, nu? Aici este stop. Și avem stop aici. Dar n-avem noi treabă cu stopul, că na. Merge bine, mă. Merge bine? Mi se cam pare puțin așa la pedalele astea. Până te înveți cu ea. Adică îți cam dai seama ce te uși de la X6. Și volanul, se vede că nu e tăvălită. Nu e. A? Și întreținută, uite-te și tu. Arată bord, arată tot. Și exteriorul. Chiar așa. Ce ziceți, fraților? Ne băgăm să vă place, chiar așa, lăsați-ne în comentarii aici și spuneți-ne părerea voastră. Merită, nu merită? O să vedem 4, din 4 chiar eu țin cont de comunitate și în funcție de ce ziceți voi, pe aia o să o iau. Nu știu, și asta mi se pare că arată bine, asta e 2007. Aia prima care am văzut-o e 2008. Nu se duce, bă, cărcăia cu voi, ce-i? Ce motor are? Are 2.3. 2.3, da. 2.3, da. Bună. 250.000 de kilometri, da? 250.000 de kilometri, nu știu. Lăsați-ne în comentarii aici, că, na, contează foarte mult. Bă, merge bine, bă, ce-i? A? De tras, trage. Pot să zic că trage, wow. Da. Dar să mai ești obișnuit cu altceva? Sunt obișnuit cu cealaltă, îți dai seama că n-am. Bă, uite, intrăm trei aici, n-avem treabă. Da. Căldură, bagă, ia uite. Deja a început să facă... Ce se poate să facă cealaltă. Da? Hai să tragem aici, să și întoarcem. Întoarcem. Cum ți se pare ghiță? Mie? Sincer? Sincer. Mi se pare într-adevăr mare. Dar e ok așa, ce să zic. Îmi place cum merge. Nu prea le am eu cu manualul ăsta. Mai ieși eu? Acum ieși. Cred că ieși eu. Acum. Acum mai ieși, mă. Hai. Dai pice, calcă puțin. Hai să calcăm puțin. O să mai dezaburești o dată parbrizul ăla. Nu știu cum este cu consumul la ăstea, dacă este cineva și știe, să ne zică și nou cum sunt cu consumul, cum și ce părere aveți despre Fiatul ăsta, Fiat Ducato, să ne ziceți. Bă, dar cum să opresc, mă, frate, ștergătoarele astea? Că-mi face în cap. Da, fraților, cam asta este a doua mașină. După asta o să plecăm la Covazna, pentru cine nu știe. De fapt, dacă a stat până aici, știți deja ce vrem să facem. O să le vedem toate și rugămintea mea ar fi următoarea, să ne lăsați în comentarii aici care vă place cel mai mult. Acum, după ce o să o oprim, o să iau niște cadre, să vedeți exact așa cum arată și să vă spuneți părerea. Gata, mă, mordeală, oprește, nu auzi că nu mai zic nimic. Să gândește la... Merge închiderea, nu ok, aer condiționat, temperatură refrigerat, acolo sus în bord, îți bagi la rece vara. Ia uzi, mordeală, exact ce vrei tu pentru bere. Da. Uite aici, sus. Da, arată bine. Da. Bun, mașină, dar...
uitat anunțurile mele, uite-te acolo la anunțurile utilizatorului, vezi cu ce mă... Am uitat, mă, eu de-aia că am făcut să am sari, știi? Nu, frate, nu, nu. Ideea care este? Sunt proprietar, eu, că... se oferă fiscal imediat pe loc, n-am amins la primărie, se strimează pe talon, îți dau toate acte să matriculezi. Mai asigurare mare ăsta? Asigurarea are 3 luni. Bine, oricum după 3 luni... Cât e asigurarea? Eu am aprins-o când era ieftin. Adică acum, 7 milioane și ceva? 6 milioane și jumătate, am luat pe 6 luni. Și acum e 15. Acum, nu știu, că uite, de exemplu, la Range am avut-o pe 6, acum am dat 16. Da, 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 știu, știu ce zici. ITP-ul abia l-am făcut ieri. Ideea care este? Că vreau să văd mai multe, știi, să fac o părere. E treaba ta, faci ce vrei, du-te, fost treaba... Am numărul tău, zi-mi un ultim preț așa, să mă... Te zici tu, vorbă, spun și eu, vorbă, dacă îmi convine, îți mai las 200 de euro la ea. Adică ai în 5500, parcă, nu? Da. Nu merge 5000, a? Dacă ar fi. Du-te și fost treaba și mă suni, dacă... Perfect, mersi mult. Da, fac să rătă. Hai, mordeva, să merge. Bă, mi se pare... Mi se pare totuși bunicică mașină. Merge bine, trage. Și o lasă totuși pe la 5000, vezi? Da. 5000. Și cel mai important, are frigider de bere. Deci Mordeană știe el ce știe. Deci, următoarea destinație... Covazna, exact unde... Nu știu, mi se pare interesante mașinile astea. Uite, cred că vi le-am arătat înainte. Dar hai să mergem direct cu Covazna. Târgu Secuiesc cu Covazna, nu? Da. Hai să băgăm direct pe Târgu Secuiesc. Târgul Secuiesc. Ia să vedem, băi, frate, cât facem. Facem până la Târgu Secuiesc. Sunt 219 km, ținem tot în față. Dreapta, ieșim pe Balotești, Tâncăbești, gata, o, Vălin de Munte. Că uite, o, trecem pe la Vălin, Săcele, Săcele, Târgu Secuiesc. Fraților, ne vedem la Târgu Secuiesc, să nu mai stăm să mai pierdem timpul. Fraților, ne-am oprit puțin, pentru că în fața mea aici avem un peisaj foarte, foarte, foarte tare. După cum vedeți, pe munți acolo încă este zăpadă, așa că o să vă las să vă bucurați de imaginile astea din dronă. Mai avem 30 și ceva de minute până la Târgu Secuiesc. Ne-a venit între timp și fomică, dar eu de fiecare dată când vin pe aici, pe la Ungări, îmi place chiurtoșul. Ador chiurtoșul ăla și sper că acum să nu ne înjurați, o să vă facem poftă. Dar prima chestie dintre aia învârtitoare, sau cum se numește, de face chiurtoși. Exact acolo ne oprim și luăm 2-3 chiurtoși dintre aia calți. Pentru că nu mai pot, eu sunt pofticios rău de tot. Și uite aici în față Mordeală, de aici, cred că aici e chiurt. Nu, e ce e ăla, nu e ăla. Arată rău de tot ăla. Ne oprim să luăm, uite, exact acolo în față. Aveți poftă de chiurtoși? Avem, îți dai seama. Mi-a venit apă în gură. Ți-a venit apă în gură, nu? Hai, mă, să ne oprim aici, mă, să vedem ce chiurtoși au ăștia. Ia, stai să o lăsăm așa, ușor, așa. Ia uite-l, mă, uite-l ce-l învârte acolo. Ia uite, bă, pâine caldă, ui. Chiurtoși, ogheroși, mogheroși, beleși, beleși, poiu.
Hai să vedem aici. Oh, uite ce bine arată. Da. Da. A? Arată bine, nu? Da. 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 Dar nu că arată bine, e și bună. E și bun. Da, e și bun. Da. Da. A, câte luăm? Mamă, deci nu vă spun cum miroase. Luăm și noi, 2, 3, 4, 5, a? Hai, ideea veni bine. Avem aici și banii pentru mașină. Avem aici câteva sute bune. Mulțumesc! Bă, fraților, ia să vedeți. Bă, deci eu n-am cum să mă abțin, bă. Cozonac cu gaură. Cozonac cu gaură, iau-ți la mordeală. Bă, Luci, ce să zic? Ia uite, mă, cum iese abur din el, mă. Abur, mă. Abur, mă. Ia. Ia mordeală, dă-te aici aproape. Uite aproape să vadă ca lumea. Mordeală n-aude, nu fii atent la ele. Ba da, mă, da, eram atent că mi-ntre soarele noi. Păi treci și dă-i din partea asta de aici, n-ai învățat și tu. Ba da, da, să da, vede bine. Ia uite. Ia uite, știu cum iese abur de aici. Ia uite, da, ia uite. Mordeală, du-te acolo și filmează. E bun, rău. Cozonac cu gaură. Dă-și mie un inel de la... Ia, bă, bă. Ia uite. Bă, zici că n-am mai văzut. Deci, eu de fiecare dată când trec pe aici prin zona, fie că mă duc la băieți în partea la Chibeu și la Cornel, fie unde mă duc, mă opresc aici. Dacă vreți, opriți-vă că nu regretați, e cel mai bun chiurtoș pe care l-ați mâncat vreodată. Da? Acum vă lăsăm, mâncăm și ne vedem la Târgu Secuiesc, să vedem mașinile alea două. Să sperăm că ne întoarcem cu mașină, stați aproape aici. Fraților, am ajuns la Târgu Secuiesc în cele din urmă, după atâta drum și după atâta asta. Asta este una din mașini. Și care mai e? Mai e în partea acolo. Ia, hai să ne... Deci asta e modelul 2013, nu? Da. Asta va și crin. Ce trebuie făcut la ea? Asta în ce bani era? 6.000? 6.400. Amândoi e aceeași preț, dar negociabil, deci nu sunt pierdute-i cuie. Arătați-mi eu și pe celălalt. O opresc? Da, opresc. Cum ți se pare eu? Arată bine. Dacă sunt kilometri reali, e bine. Uite, și ia să pășesc. Și Mercedes-ul ăsta e. Printerul ăsta tot de vânzare este? E care, da? Da, ăsta din partea cealaltă. Încă n-am pus sus pe site, că acum a fost abia cumpărat. Încă nimic nu e făcut. La ele trebuie uitat, sunt becuri aprins la bord. Motorașul, ABS-ul, XP-ul.
acolo trebuie făcut. Iar când nu e făcut, nu le cunosc. Atunci zice cu, ei, ce? Câte mai de este făcut? E venit la faci, așa. Motor, să ne uităm în fața lor. Parcă arată mai bine asta. Mm-hmm. Dar mai mică cu un an, a? Un an, da. A? E fără doar înăuntru la... La ce? La mașina asta, la care are, doar. Atât de fără. La navigație? Da, da, da. Hai să dăm o tură cu aia. Putem să o probăm pe aia, nu? Putem să mergem cu ea. Hai să dăm o tură cu aia, să vedem. E frig aici. Da? E frig aici. Ce sprinterul ăla e mișto? Dar sprinterul ăla în ce an? De ce an este? 2008. Ce zic o să facem? Hai să dăm o tură cu asta. A, deci nu e ok. Stă, cum facem? Cum facem? Păi nu știu. Merg eu cu el? Ca să dau o stradă. Ha? O stradă. Hai, hai cu... Hai, mă, vină-mi pe asta. Mă urcăm. Hai mă, de la aici, bagă-te aici. Ai închis ușa? Da. În spate? Ai închis? În spate închisă? Nu știu. Nu. Uite, nu, nu e. Închide și tu în spate. Închide și tu. Închide. Aici lateral se deschide. Săptămâna trecută care am vrut ăla a avut cel mai mare kilometraj. 349.000. Erau 2010. 5.200 de euro am primit. A avut cineva în trecere înainte și când a fost sosit mașina și nu erau curățat și nu erau polișat, cu scocere am zis, până când nu sunt gata, nu știu preț, că când sunt gata, o să fie băgat sus pe sal. Cum am băgat ziua respectivă după Crăciun, m-a și sunat că ieri ar vrea să vină la Iași ca să cumpere mașina, nu ca să se uite că deja când a fost aici s-a uitat la mașina, am pornit pentru ea, a fost mizerie la ea, că știi cum e, că când un șofer se folosește mutul, nu e curat mașina. Da, super robust. Părerea mea, un crehit. Așa arată estetic și asta arată binișor, nu? Se pare că e greșit asta. Dacă mergi pe așa, asta... Aș, mai... Aș vrea să mă mai uit și la cealaltă. Primordială să îi dăm o tură și elge? Sau care este? Comparații. Dar stai să-mi întrebi și de... Alo! Mai e viața mea în timpul după ce e treaba. De sprinterul ăla. De sprinterul ăla mi-a fost cum a fost pe toți mani. Și sprinterul ăsta? A, de fahit. Arată... Arată așa, om. Arată bine cu sprinterul ăsta, nu? Da. Arată bine. Ia de utură așa. Uite și auto.
Da, nu e. Ce să zic asta? Să așa. Parcă arată mai bine asta, mă. Da? Arată mai bine asta. Nu știu. Eu așa zic. Estetic. Asta nu e, ci că asta nu e curățit, nu e făcut, nu e nimic, asta de că l-a luat, așa l-a luat, știi? Asta mi se pare... E lungă așa. Vrei să ne uităm și la Iveco ăsta? Păi stai să vedem ce zice de el, cât vrea pe el. Deci că nu are navigația asta, nu? Dar nici el nu e navigație, e cazetofon. Cât are asta? 250 de mii sau cât are? 325 de mii. 325 de mii. Deci cu 20 de mii are mai mult. Și 2012 asta, nu? Da. Și asta în același bani, nu? În același bani. Mergem și cu asta? Si. Am luat-o la probă și pe cealaltă. Acum... După ce centura o să ne facă în cap, să pun centura asta ca să nu ne mai facă. Asta e așa, că prea mă enervează. Nu-i mor de el așa puțin. Enervantă e, bă, frate, bă. Dar o pun degeaba, bă. Gata, atunci nu se iute. A, nu merge. Senzorul de acu e. Da, după un timp se încetinește. Gata. Prea ne facem cap. Și a stat tot 2-3, nu? Tot 2-3. Aștia nu mai motoare, la știa. Consumul la astea cum este? Cât au consumul? Așa sincer nu știu, că n-am folosit ca să explic ție, că din Mureș am venit acasă și abia că a avut motorine la fiecare, dar abia o liniuță s-a mișcat spre jos de acolo, ai 200 și ceva de kilometri. Am înțeles. Acasă. N-am mers. Așa, iute cu ea, 100, 110, unde am putut. De la 6 până la 7 ies. Motoare mai mare, 3 trailere. Se pare parcă totuși mai... Nu e aceeași chestie, nimic nu se diferă între... Da? Nu, că una merge mai bine și celălalt. Așa o să... Deci ăștia nu ar vine că când cum îl caci, nu știu ce și cum e, așa normal. Se inverte. De aceea așa se trebuie că trebuie să schimbi. După când a ajuns deja la 3000 de acolo nu mai hârie. Deci acolo degeaba accelerezi că merge mai mult. Dar... Am terminat și pe a doua. Nu știu, mi se pare un pic mai bine asta. Asta. Hmm? Asta și mergem și arată mai bine față de celălalt. Ce arată bine, arată... Arată chiar bine. Oricum nu trebuie ție ca să tu pun și alte tâmpenii. Da. Și arată, arată... Da? Asta mi se pare merge un pic mai bine asta. Și arată și mai bine. Se închid atât ce n-are casetofon și nu-i merge geam. Butoanele alea de la geam. Vrei să dai și tu o tură cu ea să vezi? Parcă ai dat-o. Uite, ușile se închid. N-are rugină, n-are... Mm? N-are rugină, n-are... Nu știu. În fața nu știu cum să faci. Dar cheile unde sunt? La mine. Ce-o zici, cum se pare? Da, bine așa. Da, putem așa. Cam așa. Lasă-o așa să nu dat. Așa câte ori? Mm-hmm. La câte ori vei? Să ajungem 400.
Și ca să te fomici. Alea spate. La uși. Asta ca să se închidă. Ce stai pe la uși? La ce trebuie? Nu, mă văd, mă văd pe alea. Asta e Iveco. Păi sprinter. Ia hai să ne uităm un sprinter ăla. Face o comparație între ele, nu? Să faci o comparație între ele. Când sunt prea multe, parcă chiar nu e bine. Arată, dar am mers ultima oară mai bine este cu ea. Ia deschide mă ce faci, mai deschide o dată în spate. Dar asta este și 2007. Am varză asta. Gândește-te bine. Gândește-te. Ia zice fraților. Voi ce ați fi ales? Pe care ați fi ales? Eu mă tot tui și ne tot învârtim, ne sucim, ne stăm cu banii aici la noi și cine zice că n-ai, o să zic că am numai de 1 milion aici. N-am 1 milion, fraților. Am numai de 5 milioane, stai așa. Am doar de 5. Voi ce facem, mă, pe care voi? Nu știu, nu, chiar nu știu, sunt atât de nepotărât încât chiar nu știu ce să fac. Mordeala după care e rău? Pe aia. Pe care? Pe aia. Dar am mers ultima oară pe. Părerea mea. Care? Asta? Da. Asta, pe asta și Carlo Ops. Totuși mi se pare cam mult. Și îi spune. Nici potea, nici casetofon, nici motoarele. Spun că îi spun că dau 5500. La spart. 5500, da. A? Ce zici, faci 5500? Așa că știi, te-a să cumpăr la căla de varză. Ce? Stoc, stoc. Stocul, da. Bine, asta nici atât, asta când ai strigat ai bă, când a scus. Da? Arta bine la un plasă. Da? Arta bine la un plasă. Eu de multe ori sunt tot timpul ăla care vorbește, ăla care nu știu ce, dar de data asta sunt așa în dubii, nu știu ce să fac. Nu știu ce să facem, să o luăm, să nu o luăm. Tu ce zici, bă, Luci? Te mă și pe o tură cu ea o mâncață și convinge-te. Îți vine poliția, tu e Andreas. Să ne spui, Luci, tu că tu ești, eu, mai, ești mai expert ca noi. Să trec așa, ca să nu avem probleme cu ei. Da, 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 da. O, să te, ca să ne arăt acum 2 minute, uite cât încet mai aici. Da, poți să te duci tu. Ai dubă. Cum ți s-a
mare așa. Da, și la BMW sau nu știu ce, și cum ai accelerat. Așa e ok, să ne spune ce mașină să luăm, că tot suntem nedumeriți aici. Zi, Luci, merge mașina? Merge, bă. Merge, nu? Căldură bagă mașina. Acum să zic că e pe care să o luăm. Spune-i pe care să o luăm. Trage, nu bate, nu troncă, ne... Și celălalt tot așa merge, nu, nu este nicio diferență. Ia alele, nici este plus la ea, că ăla este stricat. Nu suntem hotărâși ce să facem, nu știm exact ce și cum. Asta ar părea cea mai acceptabilă dintre toate. Acum nu știu ce să zic. Vreau să-mi spuneți și voi ce părere aveți, care vi se pare. Nici nu știu ce să fac. Să zic că aș înclina către asta, dar au plecat acum. Dar mai este și Mercedes-ul ăsta de aici. Mercedes-ul ăsta de-l vedeți aici? Mi se pare și ăsta ok. Ăsta cu VTI. Mai este și Iveco-ul ăla, dar cere cam mult pe Iveco-ul ăla. Ceea ce nu mi se pare a face banii. Sunt atât de nehotărât. Cred că niciodată în viața mea n-am fost atât de nehotărât. Și totuși parcă mi se pare mult prea mult cât cere pe aia. Nu știu ce să zic. Să vedem, să vină și băieții acum. Să vedem ce părere au. Nu știu, lăsați și voi aici în comentarii. Eu vreau să o iau, să o fac, să o aranjez, să o colantez, o să facem o grămadă de chestii cu ea, pentru că nu putem să facem cu asta, cu X6-le sau cu Opel-ul sau cu 3R-ul celălalt. Îmi trebuie și o dubă ca să pot să mă deplasez pe unde am nevoie, să facem o grămadă de tâmpeni și o grămadă de astea. Chiar nu știu, pentru prima dată când fac vlog și sunt ăla care sunt în dubii, nu știu ce să fac. Mai mă gândesc și că am bătut atâta drum. Am făcut, când aiba sunt 3-400 de kilometri, că sunt până aici. Mă gândesc că și am făcut o grămadă de drum până aici și să plecăm totuși și să n-o luăm, parcă mai să mă țin căit. Cere 6500 pe aia, dar probabil o să mai lase, o să o lase pe la 6000, zic că ar lăsa-o. Sunt foarte nehotărât. Nu știu ce să fac. Așa că lăsați-mi în comentarii aici voi ce părere aveți. Ce facem? Ai văzut acolo, mă? Da, o tragem un pic în față. Că și ăștia vreau să probeze două mașini și acum o să le mute acolo, știa ce sunt acolo. Ce zice, Zor? Păi vorbește și cu Luci. Hai că ne filmăm unul pe altul. Ce zice Luci? Ce să zic? Ia să vedem ce zice. Ce zici, o, Luci? Bă, merge bine mașina. Merge bine, se pare că merge bine, a? Merge bine. Tu ce zici? Să o iau? Eu zic că merge bine, așa cum ți-a părut ție la asta, că merge bine și așa. Mordela ție, cum ți s-a părut? Bă, merge bine și a dat în gură, a dat tot. Da? Până că am prins și noaptea pentru cine s-a uitat până la finalul vlogului. Cam nu știm ce să suntem cei mai nehotărâți oameni. Ce zici? O luăm? Ha? Vezi că e și anul, măi, 2012. Mai nou. Discută. Cum ți se pare? Ți se pare mult? Cerele zile de 5000 prima. Păi atunci îl chemăm și îi spunem, băi, uite, are asta. Vorbim la aici, aici. Și ar trebui discutat, arătat. Nu? Păi da. Nu mai stau pasă, e tot timpul la jumătate, 4 ani. Atunci îl chemăm și îi spunem, băi. Și să de ori mai stau, știu. Și încheietoare, și daci, și placi. Mână de lucru, podeau asta. Se duce să dea cu ăștia o tură.
între timp ne hotărâm până vine el, nu? De pornit pornește bine, mă, de pornit eu. Da, nici casetofon, vorba lui Mordeală, n-are. Nici casetofon, butoanele astea nu merg de la... Da, lasă-l ăla, dar nu răceam. Astea de la geamuri. Astea nu merg? Astea trebuie făcute. Deci butoanele... De pornit-o, pornește imediat. Pornește frumos. Este ce trebuie, ne-a prins noaptea pe aici, dar... Mă, dacă totuși asta merge la fel ca asta și noi ne uităm la asta. Dar a mers ghiță, mă, mie nu mi se pare că merge ca asta. Băi, troncă-ne, dă o... Troncă-ne, mi se pare face urât. Dar spus că nu troncă-i nimeni, nici nu asta, dar să merge la fel. Du-te, mă. Vrei să mergi cu ea? Nu știu. Măi, unde sunt, mă, luminile la asta? Aici, nu? În vârf de ăsta. De ăsta, nu, așa. Merg toate pozițiile, toate astea? Da. Ia du-te pe față. Uite, aia pornește urmă. Ia uite. Și acolo e caldă, îți dai seama. Nu, nu, eu zic că asta. Îl chemăm și zicem. Ce are și ce n-are. Ce are și ce-i mai trebuie. Sau ce n-are și ce-i mai trebuie. Nu? Dar ești cam nedumerit, așa e. Sunt total confuz. Nu știu, chiar nu știu. Chiar nu știu. Ia, du-te pe față, că vreau să o pornesc și vezi dacă merg toate astea. Pe poziție. Ăsta nu merge. Nu merg. Astea ce sunt? Faruri, nu? Ăla nu merg. Așa, ne dăm în față noi. Da. Ia, închide puțin ușa. Stop pe frână. Merge, semnal stânga dreapta să dea. Merg. Faza lungă merge. Faza lungă merge, da. Faza lungă merge. Deci defecte, ce defecte are mașina asta? Deci la. Are câteva defecte. Are, da. Are. Pe acolo îl schimb, da. Tu să ne schimbi și nu acum, noi. Păi stai că nu poți să pleci pe la tu, mai ales că e noapte. Da. Păi îl așteptăm să vină și îi arătăm ce... Negociem direct, dar nu știu că o să vrea să negocieze cum o vedea camera aia aici. Dai seama, Mordeală, te dai un pic mai așa. Te dai un pic mai așa ca să nu cârmâr. Și îl iau eu direct, spun, bă, frate, e ăsta, e ăla, e far, e ce mai are, bă? Trebuie făcută podeaua. Închietoare, n-are mânerul. Podeaua. Mânerul, da, mânerul nu se nimerește de la cealaltă, ia vezi. Ia mânerul de la aia. Ia-i, bă, mânerul de la asta. Să ne dea și castoful. Să știi să ia cheia de butac. Să ne dea cheia. Ia cheia. Să ne dea casetofonul de la asta? Da, să ne dea casetofonul. Să ne dea și butoanele astea. Ia vezi luci. Merge, mă? Ha? Merge. Mă, cu valoare se vede din avion. Ia stai, mă, că eu băgăm direct. Eu băgăm? Ia uite și cheia, nu? Nu. Ce vorbesc, bă, băiatule? Cum o deschide o pasta? Ia stai. Să n-ai văd buton acolo în față, ia vezi. Nu, asta mi se pare mult mai paradită decât aia. Da, mă, da, nu. Ha? Ia vezi acum.
Nici măcar dat. Nu. Merge? Ia, cred că gata. Ia. Ia, ia, să-i dea acum. Ia, dă-i. Dă-i, mă. Nu merge. Asta-i cușile alea, mă. Ha? Asta-i cușile alea defecte. A, are balamalele alea de... Da, mă. A, păi și nu poți să iei ăla. Da, da, trebuie să intri pe partea până... cealaltă. Trebuie să deschidă pe partea cealaltă. Ia vezi, e încărcătorul. N-are nici asta. N-are, a? Încărcătorul. Ce am un încărcător? Asta e defectă bujină. A? Asta e defectă bujină. Zici? Păi, se aprinde în bordă. Da, asta era pomul de Crăciun față de aia în bord. Am văzut, asta e, s-au aprins toate în bord la asta, zici că e brad. Și când ai pornit-o, stai de vorbă, negociază, vezi, vezi ce zici. Bă, ce, ce facem, mă, cum facem? Cum facem azi? Păi l-așteptăm să vină și revenim după aia, nu? Deci are o dată ăsta. Stop-ul, sport. Până la urmă stai, dai, o... Da, nu merge. Îi mai dai un pum și cumpere altul. Sau așa, da. Dar nici nu trebuie să cumpere. Adică ăsta vine cu tot cu geam până de ei, nu? Da. Tot, cu tot. Da. Ia hai să ne mai uităm și pe la motor un pic. Că tot stăm degeaba aici. Unde are mă ăla? În stânga jos ar trebui să fie. N-ai găsit? Să nu fie pe ușă. Gata, ia vezi. Da. Dar nu găsesc aia, gata. Căldură face. Cam ăsta e motorul. Păi se vede că n-are scurgeri, n-are încălzită. N-are scurgeri, n-are. Ia-te-l, ia-te-l, ia-te-l. A? Și farurile se arată mai altfel față de aia. Bă, și o să dai jos farul, dar poți să vină de aia. Ce o să fie? Omul cu valoare, să vede din gaz de mâini. A, 500 luci, dar a luat-o, dragi. I-a dat. I-a dat. 150. În curbă. Ia zi, Luci, cum e la motor aici? Ești curată, ia uite, arată și lor. Ce curată la motor. N-a fost spălat, să vede. Trebuie să vedem că n-a fost spălat pe asta. Da, da. Care farul din partea aia? Ia, ia la asta. Stai să-i dau cum. Ăla nu merge, da? Nu. Ce mai e? Bara asta aici pe față e puțin. Da, nu știu ce să zic, chiar habar nu am, nu știu. Deci ar fi odată farul, ar fi geamurile, ar fi mânerul de la uși. Podeaua. Da, la podeaua ți-o faci tu, podeaua. Da. Nu are treabă asta cu podeaua. Vrei să te dau cu podeaua făcut? Castofun, să nu ai castofun, măi, dar. Ăsta e cu muzica, măi. Ai, mă, muzică pe el, măi. Da, măi. Hai să vedem, că uite, tocmai a venit. Hai să încercăm să negociem cu el, că prin ce scoate. Cută care a făcut. Ia zi, Ionuț, ce ai stabilit, ce ai făcut? Băi, am făcut o ofertă. I-am zis că îi dăm 5500. Cam strâmbă din nas că nu vrea și cred că pentru că mai este de băgat. Mai e far, mai este aia, mai e aia, mai sunt geamurile, mai sunt nu știu ce. Deci ce să zic? Eu zic că ei vor să câștige cam mult la afacere, să zic că mai mult de 5000 de pe ea. Da, da, ce. Părerea mea.
Așa cred, așa zic. Nu știu, voi ce ziceți? Asta este, vă votăm altceva mai bun și gata. Votăm altceva mai bun, da. Da, nu cred că nu. Are și geamurile, are. E și la spart, așa vreau să băgăm tot banii în ea, e... Să iei să bagi banii în ea, e la soară, de seama. Da, și nu te gândi că ai venit până aici neapărat să iei mașină. Am venit să ne uităm. Am venit să ne uităm, până la urmă, dar n-am venit neapărat să... Să o luăm. Să o luăm. Da. Este ceasul 5. Ne-am prins și noaptea, vedeți cam ce înseamnă o zi de dimineață, de la ora 8-9 până acum. Deja s-a întunecat. Trebuie să aprindem becul aici ca să se vadă ceva mai bine. Păi ce facem, mă? Mergem acasă, nu? Mergem acasă, asta mergem acasă. Eu zic că găsim, dacă totuși mai stăm și ne mai uităm și mai asta. Zic să nu plecăm nici cu regretul, știi? Da. Te gândești că am venit și până aici, știi? Și nu e așa aproape. Și nu e deloc aproape. Eu zic așa, are și geamurile. Geamurile. Stopul ăla. Nici mânerele, nici și strâmbă naiba și podeaua. Totuși sunt niște bani, adică... Ce să fac, mă, zi, nu se mai zic ceva? Plus geamuri, plus ele, plus ele. Eu știu. Sau mergem? Cum vrei acum? Orice părere e bunăvenită. E binevenită. Da. Și varianta scurtă, nu? Da, nu e varianta lungă. Ține cont și de chestia asta. Băi, ea nu pare obosită așa. Nu pare obosită, da. Înțelegi? Acum, nu știu cum ziceți și voi. Uite, mi se pare cam mult că dura ei, 6.000. Și mie la fel. Am avut ofertă mai bună și la cheie. Am avut ofertă mai bună și la cheie, adică niciun fel, nu găseai defect. Care se? Dă-i dau un claxon din nou? Facem 5.500 sau nu? Zi mordeală, ce-mi face? Zi mordeală că tu ești cu bani. E varianta scurtă, mă. E varianta scurtă. Da, dar totuși e mare. Poate vrei vreodată să pui ceva lung în ea, eu știu. Asta nu poți să care, mă, lemne, nu poți să faci nimic. E scurtă, dar cu e. Da, mă, bă, gândește-te bine. Și că... uite-te, nici Mercedes-ul ăsta nu e varianta lungă. Trebuie să pui, adică, poate pe viitor vrei să car ceva mai lung. Asta zic și eu, nu mi se pare. Cine știe? Gândește-te să nu ne grăbim totuși. Și uite. Dar nu te grăbi. Nu mă grăbesc, mă. E cel mai bine așa. Uite, o să ne lase oamenii acolo. Nu, că ne grăbim și ne grăbim degeaba, până la urmă. Să ne lase oamenii acolo și ce părere. Și uite, nu știu, poate cineva care cunoaște mai bine la dubele astea. Noi suntem vai capul nostru. Noi nu prea ne pricepem așa ceva. Să ne lase aici în comentarii ce dubă până în 5-6 mii de euro cred sau ce credeți voi că ar fi indicată. Și mă interesează varianta lungă. Eu prima dată eram cu Mercedes-ul Sprinter-ul ăla lung. Acum, nu știu, ziceți-mi și părerea voastră. Asta e. Ne-a prins noaptea. Încheiem vlogul aici. Probabil, nu știu, când o să găsesc ce trebuie, o să o vedeți deja la mine. Uite, o să mai mă duc o dată să mai întreb să văd ce zice ăsta. Că vrea, că nu vrea.
Sau nu mai mă duc? Nu mai te duce. Nu mai te întoarce că nu e bine. Atunci hai să mergem. Fraților, dacă v-a plăcut vlogul de azi și dacă aveți o recomandare cam ce dubă aș putea să iau în 5-6 mii de euro, lăsați-mi aici într-un comentariu și dați și voi un like la vlogul ăsta dacă a stat până la sfârșit și apreciați drumul nostru, munca noastră, filmatul și toate cele. Chiar v-am fi recunoscători. Vă pupăm de aici, de la Târgu Secuiesc din Harghita. Plecăm spre București, o să fie un drum iar destul de lung, o să facem 4-5 ore pe drum. Vă pupăm, vă iubim pe toți și ne revedem curând.